Și în afară de actorii cunoscuți și importanți ca Dinică, Florina Cercel, Dumnezeu să ierte pe amândoi Marii Moraru și pe să ierte bunul Dumnezeu. Uh, erați voi. Voi doi vizirii, uh, Nicoleta Luciu, uh, doi Nisauancea care acum a făcut facultatea de teatru, dar nu avea pentru micuță. Mie nu-mi plăcea să merg cu mașina. Mie-mi plăcea să merg cu tramvaiul, bă, să mă uit la oameni. Modelele nu ei din mașina ta. Bine, de multe ori nu vedem nici pe cei de lângă noi. Da, asta e, mă rog, altă poveste. Dar mie îmi plăcea să-mi iau modele de oameni, la gesturi, mă uit la ea. Văd o femeie, care una beată, care îți zace pe tot. Bă, când fac un rol din ăsta? Vezi, eu că... n-am trăit nicio poveste de iubire cu vreun coleg de meu. Tot timpul pentru mine actorii au fost frații mei. Știi? Dar am avut sigur că îmi plăceau ca aia, dar cum îți e drag de un frate, știi? Se uite ce frumos e. Mergeam în turnee, în mai erau spații unde să ne dezbrăcăm. Ne dezbrăcăm la un loc acolo, când schimbam de costume, de alea. De că nu mai aveam taine. Iubirea există în, în iară, trebuie să aibă și puțin mister. Și am făcut era pe malul lacului cu un foc de tabără, au făcut era un... Noaptea, lună plină, înțelegi? Și făceam dădeam, spuneam niște vorbe acolo și dădeam pe apă niște chestii cu niște lumânări, pe păi el focul ăla ardea în spate. Măi, te luau fiore, pe mine mă luau care făceam asta. Bineînțeles că cuveaua era acolo. Măi, și mă duc aminte că noaptea aia am avut numai coșmaruri. Veneam, visam numai diavoli, care veneau și rădeau de mine. Și făceau mișto de mine, pe mine îmbrăcat în țigan, ca așa, și mi spuneau, nu știu ce, că nu sunt, că nu sunt, nu știu, ceva nasol nu spuneau. Și să plonjăm direct în subiect, domnule. Yeah. În primul rând, mulțumesc frumos că ai venit. E, cu tot dragul, știi că te iubesc. deci reciproca este valabilă. Mă emoționez. M m <laughs> și eu m-am emoționat, <laughs> nu se vede, că m-am și înroșit. Ah, uh, și uh... Ca brunet, nu prea se vede. E, las, că <laughs> se vede așa un pic dacă, dacă, te dacă stau cu spatele. <laughs> Fraților, aveți ocazia să-mi pentru că v-am adus-o pe mama sulfina. A, ce așa. Foarte, foarte multi mi-au cerut să te vadă pentru da? că. Da. A, ce surpriză. Și cu ocazia asta trebuie să-te întreb dacă. Ce se mai întâmplă cu mama sulfina? Mai trăiește mama sulfina? <laughs> mama sulfina Ar trebuie să-i întrebăm pe scenarii. Mama sulfina trăiește ea, așa, prin mine. Dar ca personaj sigur că na, nu. Îl legăm de momentul ăla, ne-am bucurat de el foarte tare și mai vreau să-ți mărturisesc ceva, de exemplu, puteam să joc eu cât Shakespeare, cât Caragiale, cât Cehov, cât am jucat la viața mea, domnule, lumea tot mama sulfina mă strigă. Păi deci rămâi, o, ai. rămâi în memoria oamenilor, pentru că sigur că da, popularitatea care ți-o dă televiziunea, nu ți-o poate da nici teatru și nici film. Și atunci, faptul că a avut o audiență atât de mare și a avut un succes atât de mare serialul, automat mai toți am devenit extrem de cunoscuți. Și sigur că îmi face plăcere, nu se pune problema. Ca leu vai de mine, dar strigă mă pe numele meu adevărat. De ce? Foarte multe Dar cum vă cheamă, Doamnă? Nu contează, zică, ce își țin ca memorie. Eu am avut cu uh, Strunile, spunea că el vrea să devină săracul producător, că vrea să, da. să facă filme și nu știu ce. Și când se ducea la discuții, toată lumea lua de Stevenu. Da. Acolo, da. într-adevăr, pot să înțeleg, dar în rest. Uh, majoritatea celor cu care am vorbit au zis, domnule, da, mă bucur foarte mult, mi-a plăcut uh, personajul și Florin Zanfirescu cu care ai o, jucat în Richard. Dar ce rol a făcut Florin. Al treilea? Da, și nu numai Florina, suntem colegi de teatru. În ce? fost, că suntem pensionare amândoi. Uh, am jucat în, împreună în Richard al treilea, un spectacol monumental, făcut de Mănuțiu, cu o distribuție extraordinară în care de acolo s-a deschis cariera al Marcel Iureș pentru Hollywood. Știu că eram în turneu în Anglia și sărim de la mama Sulfina la da, Anglia. Mai, revenim la doamna <laughs> Și <Sulfina>. la doamna. <laughs> și l-au văzut niște impresari de la Hollywood și au zis, nu vrei să faci film? La păi zice, da, eu nu știu engleză. care e problema? Veți. Deci atât de... Că el nu știa boabă da, s-au deschis niște uși pentru el, vezi cum cât de mult contează și cum poate să-ți schimbe destinul uh, o întâmplare din asta fericită, nu întâmplător se spune să fii la locul potrivit, în momentul potrivit da, dar el este cred esențial. că a și muncit mult de tot păi, toți muncim, dar nu toți avem șansă nu cred că toți muncim la fel dar mai ales dacă vorbim despre dea, sunt și vorbeam mai devreme de frații el vizirul el da, mă rog, voi am avut muncit... un alt statut Dacă am fi muncit ceva mai mult Cu siguranță că am fi ajuns Probabil Măi, mai îmi pare departe Mai rău că voi n-ați făcut această facultate de teatru Că, cum să spun Deștept sunteți, frumos sunteți Talentați sunteți Sărut mâna, mulțumim deci e... frumos Nu vă împiedica A, nimic Da, și mie îmi pare rău pe undeva că n-am făcut teatru Dar pe de altă parte Am avut ocazia să am de-a face Cu extrem de mulți absolvenți de teatru și film, mă rog, Academie, una ATC, cum se mai da, numește mă rog, acum. Da, mă nu contează, cu studii. Care nu stăteau în picioare în fața noastră. Cu atât mai mult trebuia să faceți voi. Da, da, da cu siguranță că am fi avut mai multe tools-uri, skills-uri, da, cum vrei nu să știu, le spui. Da, adică asta nu înseamnă că nu v-ați bucurat de actorie și că n-ați făcut-o din plin amândoi. Și foarte bine, văd că fratele tău face film de lung -metraj. Um, E o tipologie specială fratele tău așa nu e atât de frumos ca tine dar este mult mai violent decât tine adică n-am văzut frați atât de diferiți ca voi doi. Știi și ca temperament și ca fel de a fi și ca. Dar asta e minunat. Se poate să fie el e da. într-adevăr e, e mult un mai vulcanic și... e mult mai și uh... Plus că se aruncă mult mai, mai, mai ușor, să zic eu, un personaj. Da, nu stă foarte mult să discernă știi? Merge pe instinct foarte tare. Tu ești mult mai cerebral. Intuiesc eu și bă, ne știm de destul timp ca să cred că nu mă înșel. Da, nu contează. Da. Important că sunteți fermecători amândoi. Mulțumim frumos, să oh. răd <laughs> Da. Mama Sulfina. Hai să revenim la mama Sulfina. Cu cine te-ai înțeles cel mai bine pe platourile? Mă rog. În șatră, ca n-am cum șatră, să zic pe platourile da. de filmare. Măi, sigur, te înțelegi cu toată lumea, că dacă nu te înțelegi, jale. Trebuie să te înțelegi. Mi-a făcut mare plăcere, în primul rând, că au participat mari noștri actori. Deci, doamna Ruxandra Ionul a luat crema actorii mei în acest serial care la era un curaj, totuși, știi, să faci pe asemenea temă un serial. Și sigur, nici unii dintre noi nu s-au gândit uh, la ce impact uh, ar putea avea. Eu cred că ea spera. Sigur că dai un om atât de deștept încât și cu, cu un flair extraordinar. Și la actor și la asta eu, eu, am zis tot timpul că e cel mai bun geambaș de actori. Știi cum erau geambașii de cai? Exact. Era geambașa de actori nu prea da greș în distribuții și în... Și în afară de actorii cunoscuți și importanți ca Dinică, Florina Cercel, Dumnezeu să ierte pe amândoi mari Moraru și pe să-l ierte bunul Dumnezeu. Uh, erați voi. Voi doi vizirii, uh, Nicoleta Luciu, uh, doi doi Nisauancea care acum a făcut facultatea de teatru, dar nu avea patru era micuță. Era Majda, mi se pare că ea n-a fost de la început cu noi, a venit mai la Regina Majda. Ba nu. Nu cred că a fost uh, Majda de la început. Dar uh, cum nici Condurache n-a fost de la început. Kondur a venit, da, de, de a venit de la Regina, ești... da. da. Și ați ați crescut atât de frumos lângă noi, erați atât de cuminți și dornici să fie bine și niciodată nici unul dintre voi n-a zis Hai, domnule, dă dai mie sfatul, ce asta ai? Știu că ne, ne întreba și pe mine și pe Carmen, ne întreba, Luciu. păta, dar cum faceți de voi plângeți așa de ușor? Cum asta? Acum nu poți să-i spui, bă, trebuie să te... Adică îi spui, te pui în situația aia, nu mai ești tu, ești personajul care îl joci tu în situația aia și atunci dacă tu trăiești acea situație și acea dramă care se întâmplă acelui personaj care ești tu în clipa aia, nu mai e Nicoleta atunci automat te vei încărca și o să vezi că vin. Am muncit foarte mult, foarte hard. Trebuia să mă întrebe pe mine cum se plâng. Că da, i-aș fi da. spus, eu țineam, asta făceam, țineam ce ochii deschiși cât mai mult până când începeau să încurgă curgă lacrimi din ei. Deci nu, eu nu clipeam. Și ce mama asta poate să plângă. Hey, Mamă, mai auzit pe unii cu ceapă, cu unică, Dar știi că nu poți să recuși la trucul foarte... La film, hai că mai merge, să zicem că mai... Mai Vrei să plâng și, plâng niște... Acum? <laughs> mai sunt și niște picături. Am văzut că pun unii niște picături care îți elită puțin ochiul la și acolo se vede. Încep să Dar știi cum și roiești. Am știi că că nu știu când te mai oprești. Le -am, am făcut eu. păcatele ei la o... o actriță amatoare normal. Ar trebui să plângă și tot îi băga picături de la nu s-a mai putut opri. Și roia toată adică nu s-a mai putut filma nimic. Da mă rog sigur că da este. Este o meserie actoria. Uh este o meserie, actoria, iar această facultate, să știi că ea nu dă talent. Această facultate îți dă o disciplină, o tehnică de a aborda meseria, o cultură, îți dezvoltă vocea, faci canto, faci te miști, faci balet, faci scrimă, faci... Deci, cel puțin, când eram eu studentă, se făceau până și bunele maniere. În sensul că uh, cum stai la masă, cum ții mâinile, Ia să stau uh, mai uh, așa că nu poți să arăt mai mult. <laughs> și cum așa, cu... de exemplu, dacă jucai o regină sau o doamnă din perioada clasică, cu rochii lungi, cu astea, cum se coboară treptele, niciodată nu te uiți la picioare, că trebuie s-a dus toată, toată ținuta și toată prezența ta. Cu vârful piciorului, Simți treapta, îți ridici puțin rochea și tu privești așa. Dar dacă te uiți așa, s-a dus totul. E, deci, o simplă de... plecare de cap s-a tăiat. Deci, ca o regină nu face niciodată așa, o troală face că te uită pe unde calcă. Să nu dea în gropi. Deci, multe amănunte din asta pe care nu ai de unde să le știi. Nu vii cu ele de acasă. Ele se capătă în această. făcând aceste studii. Uh... Țin -mi minte că a făcut, se făcea călărie când am făcut. Da, asta mă gândeam. Se făcea automobilism, e adevărat, pentru aia trebuia să... Motoreta, cum se dădea genic cu motoreta. Da, da, da. Deci da, da am da, învățat se... acolo, în buftea, deci nu, nu știam exact, să fac chestia se, se făceau chestiile astea. Sigur, acum lucrurile s-au mai schimbat. Nici profesorii nu mai stau aceiași, totul Revenind schimbat. la legăturile amoroase, să zic așa, din telenovela Inimă de Țigan, e, m ai spus că te înțelegeai foarte bine cu toată lumea. Dar aveai vreo prietenie aparte cu vreunul, vreuna, de acolo din Aveam, care... de exemplu, cu Marinuș Moraru. El m-a alintat vrăjitorii mea. Ok. spunea vrăjitorii mea. Plecam în vacanțe pe una cu domnul Dinică și mai ales soția lui, care până în ziua de azi este o prietenă foarte bună. Țin minte că am plecat, am invitat-o cu mine după ce a murit Nea Gigi și noi filmam Aniela și acolo s-a prăpădit în timpul filmărilor. Noi am filmat după aceea Iubire și Onoare și am filmat la Bodrum. Cum era Nea Gigi în ultima perioadă a vieții dânsului? Măi... E... Adică s-a dus... Se... Puteai presimți sau puteai nu, vedea nu. ceva la dânsul sau pur și păi simplu... Sa... De, la... de când am filmat noi e... avea o sănătate puțin șubredă știi. Nu mai era Ana așa, dar... Mi-aduc aminte că a leșinat săracul. Da, odată, filmar, adică odată... Ei, avea niște probleme de sănătate, dar nu atât de mare încât să crezi că va dispărea dintre noi. A fost destul de șocant. A suferit foarte tare domnul Marinuș Moraru, că ei au fost nedespărțiți o viață întreagă. Au jucat atât împreună și asta. Deci am legat această... Eram, sigur că eram toată ziua în șatră împreună. Și atunci automat te legi de oamenii ăștia. Nu puteam să mă leg de Florința în care juca într-o altă lume. La români, ca să zic așa, uh -huh. și noi la țigani. Mi-a plăcut foarte mult că în, la șaltra acolo avea figurație că ți aduce aminte țigani adevărați. Uh -huh. Pentru că cel puțin noi și eu și Carmen și mai ne-a fost foarte greu la început cu accentul de vorbit ganește totuși îi vorbesc în românește, dar cu un accent. Și stând cu ei, furi, n-ai cum, știi să nu... Și mă uitam, uh, că am revăzut de vreo două ori serialul în timp, că el s-a tot dat. Și mă uitam ce diferență era între noi, cum eram la început, mai crispați, mai și cu vorbitul, și cu, era puțin, se simțea puțin construcția vorbitului, știi? Nu era organică nu era organică, ea a devenit în timp. Că, țin minte că mă trezeam vorbind la telefon cu Carmen pe toate zilele și vorbeam cu accent Și Ea și jucând. Ne... Și stăteam de dimineață până noapte, aproape zilnic acolo. Știu că de acolo direct mă duceam la spectacol și a doua zi la cinci mă trezeam și ne luam. Adică a fost o muncă foarte... La cinci? 5? 5 dimineața, da, de foarte multe ori. Păi nu mașină, că la 6. vă trebuia și machiaj sau de păi ce? exact. Da. Exact, gândește că aveam cozile alea cu bani puse, uh, machiajul. Când greu. nu conduci, n-ai mașină? Nu, nu, n-am șofat niciodată și. Deși am carne de când eram studentă, că eram prea săracă, n-am putut să-mi iau mașină, după aceea nici nu prea mi-a plăcut figura asta cu șofatul. Că eu sunt distrată, mă fură peisajul, mă uit după cum e îmbrăcată aia, ce în vitrin aia, uh, uite l la ce mișto e, știi, de chestii de astea. Și nu vreau să omor pe nimeni și nici pe mine măcar. Deci vă lau la cinci dimineața. La 5 dimineața mă trezeam, ne lua pe la șase, așa, okay. unde ori era iarnă și greu geana. Și... Nu contează, eram mult mai tânără și era... Știi, mă uitam că acum am acceptat un rol mai mic în serialul de la de la de la antena și mă uitam că nu mai am aceeași energie și putere, știi? Mă zic, băi, dar cum făceam atunci? Deci și filmam o dată pe săptămână aici, două, două ori maxim. Și acolo era zilnic. Asta e, tinerețea are avantajele și dezavantaje uneori. Da, și bătrânețea are avantajele. Evident, totul a... pe lumea asta e așa și așa. Niciodată nu e numai așa. Ca, na, eu personal mă pot plânge de faptul că nu mai sunt la fel de violent și nu pot să mai joc tenis la fel de bine ca la 20 de ani, dar pe de altă parte pot să dau mai departe, pot să-i învăț pe alții mai de bine. Devin mai înțelept. Exact. Ceea ce bănuiesc e valabil și la tine. Da. Sigur. Adică poți să dai mai departe ceea ce acum am -a la Am fost în facultate, a predat vreo șase ani de zile. am început cu Florina Perescu la clasa lui, după care am mers cu doamna Olga Tudorache și cu Pintea. Dar am început ele novele și nu mai aveam când. Nu mai aveam când. Aveam nevoie și de bani și de glorie, aveam nevoie și de chestiile astea ca să zic așa, deși nu pentru glorie, m-am dus că nu știam ce o să ne aștepte. Sau... Uh, Totdeauna mi-a plăcut ideea, mi-a plăcut serialele mie. Cum, uh, pentru că dacă, mai ales sunt bine făcute, îmi place să nu se termine repede, să fie că, știi, se ducă povestea, să... Tânăr și neliniște. Da, nici chiar așa, dar uh, o carte, dacă îmi place, dacă e subțiri, că nu mă... Vreau să fie o carte, știi? Să se termină, să mă bucur de... Așa a fost Totdeauna mi-au plăcut serialele. Mi-am dorit să joc în seriale. Am am dat din Ce ați făcut voi la început? Numai iubirea nu a fost primul. Da, cred că l-a fost numai jucat, iubirea, da. după care a fost lacrimi. iubire ca în filme. Nu, 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 lacrimi de iubire. Lacrimi de iubire, de iubire corect. sub acolo am jucat un rol care mi-a plăcut mie la nebunie, un rol mic. Eu jucam în paralel în Păcatele Evei care n-a fost o reușită, după părerea mea, pentru că a debutat a? cu un actor extraordinar. extraordinar. S-a schimbat povestea pe parcurs, scenarista, -a fost, nu contează. Uh, dar în lacrimi de iubire mi-a oferit uh, Ruxandra un rol numai episodic, care făceam mama, mama curvelor, știi, de acolo. Din okay. de da, da, pe o perucă roșie așa. Păi, și m-a condus Iura excepțional. Aveam un haz nebun și ce puteam să fac cu fetele alea, care le răpisem, să le dau, să le vând, să le fac. Aduceam o lume cu mine, mi-a plăcut foarte tare. Niciodată n-am fugit de rolul mici. Niciodată n-am refuzat rolul. M-am dus spre ele ca o, spre o provocare și pentru că există actori mari și mici, nu roluri mari și mici. Poți să ai un rol de un tindere să duci tot în spinare și să fie o cădere. Deci nu în asta constă. Sau poți să ai două apariții, domnule, și lumea să plece cu tine. Lumea să plece cu tine în minte, să plece cu tine în suflet, deci nu asta contează. Un actor mare înnobilează locul și aduce cu el lumea pentru care a venit acolo să, să joace rolul ăla și e, e un univers absolut fabulos. Știi din câte situații m-a scos pe mine meseria asta? grele, uh, faptul că nu mai ești tu ci ești altcineva te scoate din problemele tale din toate lucrurile astea îți spun Lucian, dragul meu eu dacă m-aș mai naște odată tot actriță aș vrea să fiu uh, nu e ușor dacă vrei să faci lucrul ăsta cu adevărat dacă vrei să, însem, în, să însemne ceva în viața ta meseria asta să o faci cu seriozitate maximă, este fascinantă. Eu îmi iubesc foarte tare generația tânără și tot sper, știi, să... Sigur că poate că nu au aceleași condiții de afirmare. Nici noi n-am avut foarte mari condiții de afirmare. Nu se făcea televiziune, nu se făcea. Dar seriozitatea cu care ne luam, făceam totul învățați așa din școală, de către mare noștri maestri, am fost student al lui Dembrădulescu, oh. și cu care abordam totul, faptul că teatrul era universul nostru. Pentru că -aduc aminte, când am terminat, noi uh, o să vorbim despre atâtea și tu ai de, cu țiganii, nu? nu? Nu, nu, adică putem să revenim, deci putem. Să mai nu, am o, mai aveam nu... am vreo două chestii acolo, dar revenim. Dar să revenim, dreapără, nu, da, la... că după aceea pe momentul... mine mă fură... Potrivit, adică tot nu, tot... Te... duți ideea până la capăt și mai încolo, dacă simțim amândoi ce că e cazul. A, ziceam deja că când am terminat facultatea, eram obligat să mergem la post, cum ar veni. Era una din facultățile două, facultățile scumpe. În sensul că trebuiau costume, trebuia unul care era ca la matematică, unde era cu cifru sau mai știu eu ce. Era considerat o facultate scumpă. Asta, medicina, arhitectura. Erau facultăți scumpe, chiar și artele plastice. Și dacă nu te duceai unde te trimitea statul și partidul, pentru că totul era organizat, nu se scoteau posturi și te duceai unde vrei tu. Erau posturile scoase în teatre în funcție de necesități, în funcție de necesități. Erau numărul de studenți care dădeau admitere. Deci nu era așa. Gândește când am dat eu examen de admitere, erau șase locuri la fete pe țară. Okay. Șase și vreau, și dublu de băieți. Deci am tratat a treia oară și de că a fost, era foarte greu. Nu se, una din facultate nu se intra greu ca și medicina. Ca și. și atunci trebuia să te duci la post. Eu fiind șefă de promoție, din fericire am ales piatra neamțu. Nu că eu sunt născut în zonă, pentru că în perioada aia și a cochetat, uh, am cochetat cu Clujul, că aia mă plăceau și au zis, vină la noi, că îți dăm și casă, dăm alea. Și zic, da, da, vin la voi. Și în ultimul moment a scos piatra neamțu, post. Și atunci am ales Piatra Neamțu pentru că era pepiniera marilor actori. Pentru că era o prelungire a studioului nostru Casandra. Pentru că eram toți tineri. Pentru că era un teatru de avangardă. Pentru că era un teatru unde când veneau un spectacol din Piatra Neamț, se rupeau ruș ușile în București. Să fie văzut. Veneau cei mai interesanți regizori. Deci, orice, visul oricărui absolvent era să ajungă la Piatra Neamț. De altfel, a fost cea mai frumoasă perioadă a vieții mele. Hai, întreabă-mă că după aceea. Eu nu mai termin. Se foarte bine. Vreau să te întreb că asta era una dintre uh, chestiile alea două cu care rămăsesem eu, nu rămăsesem eu mie dator. Uh -huh. e, dacă tu ți aduci aminte când ne-am certat noi doi pe platou de filmare, în șatră. Ne-am certat noi doi? Da, da, da. da. Adu-mi aminte, mai dăm niște amănunte, că nu mai aduc aminte. Eu am fost mărlan. A fost bine? Vina Da, a fost vina Și nu te-am trăsnit? Nu, no, m-ai făcut idiot. Da? Da, da, da. De ce ai făcut? Păi, mama Sulfina era o secvență în care mama Sulfina uh, vrea să-l blesteme pe Gianni sau ceva de genul ăsta. Să ai grijă, să nu știu ce, să-ți facă să, da, acolo ochii, nu, ne să ne vrea nu știu ce, să alea, alea să nu știu cum da, și nu știu ce. Și în mod normal, Gianni trebuia să încremenească și să-i se facă oarecum frică, frică de mama da. Sulfina. Numai că eu am avut o problemă cu scenariul dintotdeauna. Și... Uh, m-am uitat ce zice, tu te fă de aici și las să în loc să îl cremenesc și să-mi fie frică am făcut ce mi-a trecut prin cap n-am apucat să-mi cer scuze până astăzi dar o fac acum uh -huh. așa și uh, Iura a zis ok perfect stop mai departe și în momentul ăla mai ai făcut idiot a, da. da. aveam dreptate aveai dreptate Acord că exact. nu se face. Bine că ți-ai cerut scuze. Exact. Da. Dar vezi că eu nu mi-am amintit. Minte, da, Dar sema. noi am avut tot timpul pentru că personajele noastre erau așa, că eu tot timpul încercam să te disciplinez, să alea, sale. Să și exact asta ți-ar fi spus, Jenica. Da. Să-l disciplinezi pe genit. du te fă de aici și paci, cu disciplina. E bine și așa. E cam, bine și așa. Cam așa. Dar eu eram chitită păstarea aia. Știi, și atunci mai tăia mie, mai de nu, nu se face. Contează. Adică eu am. Eu M-au am, enervat întotdeauna ăștia care. Făceau, ce am făcut eu în ziua respectivă. Am, nu dau nume pentru că am avut colegi de genul ăsta și a fost, cred că, prima și ultima dată când am făcut uh, ceva da. asemănător. Adică, să vină pur și simplu să te încalece, pentru că despre asta e vorba, asta am făcut eu uh, cu bună știință, cred, în momentul ăla. Ceea ce făceau și alții. Și să-ți strice până la urmă personajul, să te facă pe tine mai mic și să se facă pe ei. Da, și adică mai mari. Ei ai, e deturnat stare. Da. Știi? Mă rog, bine că n-au fost mai multe cale, fel că, că l-ai bătajat. Da, una, una, <laughs> una, una, Una se admite. no, am avut alte probleme cu. Adică, am cu, alții. Avut cu toții. Uh, oh dar tu gândește-te că noi filmam un an de zile. Aproape zilnic. N-ai cum. Era mai rău ca într-o căsnicie, că acolo mă duci la servici, mă rămâne casa goală. Eu voiam să vorbesc eram... de scenariu, ziceam acum, că am avut probleme cu scenariul. A, păi toți avem, niciodată nu ne putem brodi. De-aia trebuie să avem libertate și iura ne a dat-o și el o avea. Libertatea de a... Uh, mai dă puțin drumul la aerul ăla, condiționat, că să s -a prea cald. Da, 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 poți să-i că suntem la liber, Vlad, de gata. Ce? Okay. Dacă dăm drumul la aer... Da. Ah, Dă-i un pic drumul acum, asta e. Okay. Facem o pauză și ne băgăm iar. Sau ne no, mergem mai departe. Da? da. O să se deci cu asta cum... Vlad e din nou prezent. Așa, și cu scenariul, da. Acolo a. Iura știa că vrea să ne, adică că e cazul să ne lase, să ne facem damblalele. Măi, da, acum și ele ne... când scriu, poți să scrie, să te cunoască atât de bine că să scrie pe tipologia ta personală lucrurile astea. Nu, problema mea e că aveau, nu făceau sens de cele mai multe ori replicile și limbajul și așa mai departe. Pentru că în... toți am umblat la asta. Da. Dar cu actorii n-am avut o problemă. Adică cred că a fost singurul serial la care veneam și plecam fericit de la film. De la și de la filmări. Deci nu a fost... că cât am suferit? Mergem? Da. Cât am suferit nu aerul tu, noi. Okay. Cât, ai, cât am suferit noi toți când ai murit în serial că, sau și făcut invenția aia la Regina, da. pentru că erai atât de bun și publicul te adora pur și simplu deși erai un personaj negativ Eu eram la golf în Bulgaria dacă voi stăteați la o mormântare la 40 Acum... de grade, îl îmbrăcați în negru, l -l plângeați ca nebuni vezi avantaje și dezavantaje exact da, dar am avut cu 20 de episoade mai puțin, adică respectiv mai puțin bani. M e, asta e. Ce să faci? Nu poți să le ai pe toate în viață. Da. Să stai și la soare exact. și să muncească alții <laughs> și să ai și bani. Dar uh... puse una peste alta să știi că toți am plecat mai bogați după experiența asta și sunt convinsă că toți am rămas și nostalgici. De-aia propuneam să ne vedem odată toți, știi, că suntem în viață. Mai mai ales acum că am tot filmat cu foștii, foștii noștri colegi, poate încercăm să facem... Poate încercăm să facem, să ne adunăm undeva, A... să ne amintim, bine, să... un șpriț, o omitete, o bericică o, ceva... Să la șuietă. Exact. Că nu ne-am văzut de foarte multe ori. S-a spus exact cum fac ăia când fac 10 ani de la liceu sau 10 ani de la... sau 20 de ani de la facultate. sau. Așa și noi. În ce an am filmat noi asta? că nici nu mai știu. 2007, 2008, trebuie să... Cam așa 2008. Vlad, poți să-i o căutare acolo? Gândește-te câți... Să, să, facem o cifră rotundă de la începutul acelei povești a noastră împreună și să sărbătorim, deși nu trebuie 10 pretext, ani au trecut, deci 15 ar trebui am putea. Facem în curând. Hai 14 și un pic. <laughs> Hai, noi zicem 15, dar facem rotund. 2007? 2007 a început și a durat până în 2010, nu? Cu regina cu tot. Nu Aici arată 2007 până în... Până în prezent. Până în prezent. Da. s a fost în anul 2007? Nu, no, 2007-2008 probabil, da. dar mă rog. Uh, mulțumim frumos pentru informație, luăm și noi ce putem de aici și mergem e, mai departe. E, nici nu mai contează. Da. Yeah. Și eu m -am, m am plâns trebuie să recunosc când a, a murit, Genere, nu, nu neapărat când a murit, ci la ultima secvență, pentru că a fost un, un serial care mi-a plăcut, așa cum ți-am zis mai devreme, și un personaj pe care l-am iubit. Tu cât de mult ai iubit-o pe mama, Sulfina? A, mult. Mi-aduc aminte când am... Grea a fost actorii cește. Mi-aduc aminte când am început noi proiectul, și au venit scenaristele și ne-au explicat tot așa și cu doamna, nu mai știu cine era, ceva țigană, au venit ceva, nu știu. Și eu am cerut să mă duc să mă documentez. În sensul că să văd ghicitoarea adevărată. N-ai fost niciodată la vreo ghicitoare? Nu. La țigancă că nu. Da, ok. Și nici nu prea cred în chestia asta, deși spun că nu e chiar așa. <laughs> și... S-a vorbit de la producție, nu știu cine de la producție, că ce, că felice, cum mai știu eu cine. Ruxandra a fost de acord trebuie să ajutați -o și a ajutați-o pe Și m-am dus, m-au trimis la Otopeni. Era chiar lângă casa lui Bibanu, că avea Bibanu, Dumnezeu să-l ierte, avea acolo o casă de... Dembrădulescu, de pentru cei da? care nu știți despre cine este vorba. Și avea o țigancă care ea zicea adevărata urmașă sau fata mamei omita. La Maumida era un etalon de valoare în lumea ghicitului. Probabil că a fost o mare personalitate a lor și, na, foarte talentată, ca să zic așa. Și m-am dus acolo, uh, avea o casă, nu era o casă, era un palat. adică nu, a, așa, avea, m-a întâmpinat cu secretarul ei personal, care era așa, care stătea cu laptop. <gântu> laptop. Român, da, cu laptop, cu tot. Ce așa. Tare. Da. Uh, zice, hai să-ți are casă. Nu se intra în casă. Ce dă jos încălțării. Mă a descălțat, așa. Era un fel de muzeu. Înțelegi cu o, o scară de asta de marmură, impresionantă. Hai să-ți arăt bucătăria, zice, că nici n-ai văzut așa. Era nou nouță, neumblat la ea, nechermană așa toată. Bă, totul arăta perfect, dar nu locuia nimeni, era muzeu. Nu locuia nimeni, pe terasă acolo am stat, am mai întrebat-o eu, i-am așa, că uite, trebuie să fac așa. Bine, acum mă aștept să-mi spui că el locuia de fapt în rulota din curte. Mă, nu știu dacă era rulota, <laughs> dar nici un caz, nici n-am îndrăzit să o întreb, dar de fapt ea unde trăiește, Ok. unde locuiește, unde doarme, unde mănâncă, unde... Evident că era undeva în spate. Și... Mi-a zis ghicitoarea aia, nu o, o te voi româncile în stare de așa ceva, că nu știți voi de asta. Oh. Și am mai stat de vorbă și zic, dar față-mă și pe mine, cum se deschid cărțile? Zic că una e, deci, scenaristele noastre n-aveau de unde să știe exact limbajul lor, pentru că este un limbaj că, au fost și că la niște nunți, la niște botezuri. Au fost, dar era n -n... mult, în toate textele mele de descântece de astea, erau din folclorul românesc foarte multe. Ori nu, că ne am spus să le nu e așa, ne a zis. Uh, și zic, zic, cum să deschid cărțile, ca să fie cât mai adevărat, ce se zice, cum se bat cărțile, cum se face crucea, cum se înșira alea câte cum, uh, ce borborosește acolo. După aceea, un singur lucru mi-a dat, că am zis, mai dăm texte, mai dăm, e secretul nostru. <laughs> nu se face, uh, a zis. Corect. Și mi-a dat un descântec de de ochi, care semăna cu așa, dar erau cu niște expresii să scrape țâțele, să -ți facă ochii, <laughs> să-ți facă, adică era foarte dur, știi, și cu totul alt limbaj. A nostru e mai blânduț, așa. Foarte dur era. Uh, și mă zic, dar poți să te mai sun în timpul filmărilor? să te mai întrebe te textul ăla așa, tu cum ai spune, voi cum ați spune lucrul ăsta, să nu știu, ce poți să mă sui. Bine, și la sfârșit, știi că am plecat, parou, am mai stat de vorbă, mi-a dat o pahar cu apă atât, și zice, s-a uitat la mine așa, mi-a luat mâna, știi, mi-a ținut mâna mâna ei, zice, ești foarte talentoasă, o să faci un mare rol. <laughs> păi zic, n-ai zis că noi româncele, Lasă că știu eu. Și într-adevăr am mai sunat-o de vreo două ori și i-am spus și asta. Și m-a felicitat că mă descurc foarte bine. Înțelegi? Deși îți spun, am trecut prin niște momente foarte ciudate, știi? Pentru că normal că te transpui foarte tare în chestia asta. Un actor adevărat se transpune total ce are de făcut. Asta cu vraja și cu asta, dacă nu ești cu toată concentrarea pe ce faci. Nu poți transmite spectatorului, nu poți să spui de vârful buzelor dacă nu bagi din interiorul tău forța aia și invoci ceva. Și aia nu se face de vârful buzelor. Pentru că nu e adevărat, știi, nu te crede nimeni. Și fiind cu toată ființa acolo și tot, tot am făcut diverse vrăji, că știi bine. Uh, dom'le, nu exista de fiecare dată, făceam că era în rulota mea, că era la foc lângă, că era Domnule cânta cu cuvea. Venea și cânta cu cuveau. Mi-aduc aminte că era un, am avut o scenă foarte dură cu Nicoleta Luciu, când îi făceam niște vrăji, ei ca să-l să să-l da, ia, să ia, pe, pe codruț, medalion. pe medalion. Da. Da. Și eu nu prea vreau, mă rog, personajul mă refer. Și am făcut, era pe malul lacului cu un foc de tabără, făcut și eu era un noaptea, lună plină, înțelegi? Și făceam, dădeam, spuneam niște vorbe acolo și dădeam pe apă niște chestii cu niște lumânări, pe păi el focul ăla ardea în spate. măi te luau fiore, pe mine mă luau care făceam asta. Bineînțeles că cuveaua era acolo. Măi, și mă duc aminte că noaptea aia am avut numai coșmaruri. Veneam, visam numai diavolii care veneau și rădeau de mine. Și făceau mișto de mine pe mine îmbrăcat în țigan, ca așa, și mi spuneau, nu știu ce, că nu sunt, că nu sunt, nu știu, ceva, nasol nu spuneau. Râdeau de mine și m-am dus la duhovnicul meu, la preot, mă, și i-am spus. Zic, uite, zice, n-ai nicio vină, mi-a citit preotul, înțelegi, mi-a făcut alea. Zice așa, zice, e normal. Și atunci mi-am dat seama că e adevărat, în sensul că atragi niște energii negative care le există în univers există în jurul nostru. Putem să le atragem pe alea pozitive, că depinde de modul de a gândi, de cum vrei să faci, te concentrezi pe cineva să-i face rău și invoci ceva, un ajutor necurat. Deci, faptul că atrage energiile astea negative este adevărat. Este adevărat. Nu știu cât pot să cred în ce fac altele cu cărțile, cu alea așa, cu, nu știu. Dar în chestia asta de transpunere, și de a face ceva. Și cum zic ăștia, că trimiți agentul viu că faci. E posibil. E posibil. Dar răspun era... Adică m-a și costat în sensul, știi, a... de busolare interioară, așa, și... Da. Acum totul are un preț. Lumea asta. Ar fi trebuit să ceri un spor, zic eu. Mai de nu știu pericol. dacă că nu era foarte generos. Știu, mai aduc aminte. Dar nu, cred că pleca, nu era vina lui. Ne, sărac. nici nu contează. Dar nu mă așteptam să, -mi, să aud așa ceva de la Sulphie, tine. Mother Sulfi, cum îmi cum... tu. Mother Sulfi. <laughs> <laughs> Secvența mea preferată era aia când Gianni vine în, în rulotă și era Mother Sulfi cu Zambila. Și Gianni a improvizat un pic, adică, mă rog, eu am improvizat <laughs> pentru Jenny și am zis, cântam ceva, o piesă, ochii tăi, Baby da, da. Și voi erați, oh, Mother Sulfi, uite o e două mâncați aici. Așa ai ta. zis? Da? Mother Sulfi? <laughs> da, exact așa am zis, Mother Sulfi, deci au, au lăsat-o așa, mă așteptam să zic că Iura, hai să o scoatem. Da. Dar a rămas. Și după aia, nu mai știu ceva de genul că păi nu te care eu pe tine, te leg de căruță și te trag până la București, <laughs> <laughs> Uite, ții minte. Da. știu pe aia perfect, Cred că am văzut-o. Mi-a plăcut atât de <laughs> mult încât am, am văzut-o de vreo 100 de ori, nu știu. Dar chiar îmi plăcea, chiar îmi plăcea. Dar nu vreau să vorbim acum prea mult despre mine. Încerc e, să par că băiat da, Am niște. fost împreună, trebuie să vorbești. Da, e, corect. A fost secvența în care Uh, am jucat alături de Mother Sulfi. Um, am niște, și niște întrebări pe care le pun de obicei uh, invitațiilor care sunt un pic altfel decât ceea ce are legătură cu uh, profesia lor sau cu ce au făcut uh, în actorie și una dintre întrebările mele preferate este dacă ar fi să iei cina cu trei celebrități. Cina? Da. Sau să bei un șpriț sau nu știu cina. cum vrei tu. Cina. Trei celebrități care pot fi în viață sau nu, uh, care ar fi ale? Păi, întâi și întâi Anthony Quinn, care mi-a mi plăcut foarte okay. tare. Anthony Quinn, după care Hemingway. Bun. După care Brâncuș. Deci dacă te gândești așa, cam aceeași tipologie masculină. Dar nimeni nu zice de femei. Nici măcar femei. Nu, nu dacă nu m-au atras <laughs> niciodată. Mi se pare miște foarte mișto. Și Hemingway, dar la Brâncuș nu știu, nu pot să zic decât că știu așa o parte, da. ce știe mai tot poporul despre opera lui. Da, era ceva, că nu întâmplător s-a îndrăgostit de el Maria Tanase. Ok. Și, și pentru și Anthony toate aia, suns... tot de, coconetul ăla de prin Paris. Era o leșinată după el. Da, uite, cu ocazia asta aflu și eu mai multe despre Vezi, mai întreabă, mă poate să îmbogățești da. cultură. despre, exact. <laughs> e, uh, și despre Anthony Quinn, să înțeleg că avea o slăbiciune pentru el. Mai era un actor uriaș, în primul rând. I-am citit și cartea despre viața lui când era mai puștoaic, așa. Mie nu-mi plac bărbații frumoși, așa, știi. Îmi plac bărbații bărbați. Masculini. Masculini, da. dar nu. Știi, nu trebuie să te simți jignit că tu ești o frumusețe de băiat gendelon, așa. Uh, nu e genul meu. Mie îmi place să cred că sunt foarte masculin, că am niște trăsături extrem de masculine. Bă, dacă tu sunt, vrei, așa uh, e foarte bine. Așa e în capul meu, e în mintea mea, bineînțeles. Nici nu contează. No. Important e ce ai în cap. Bine, că dacă n-aș fi avut aspectul fizic pe care l-am, probabil că n-am fi stat de vorba cu ce trebuie. Măi, sigur că da. Gândește că dacă de n-ar fi arătat cum ar fi arătat, probabil că nici n-am fi auzit de el. Deci este un mare avantaj. Da. Să spun. Da, dar nici măcar... Că... avantaj, dar asta nu înseamnă pe mine, m-a întrebat pe mine Virginia Rogers. Exact. Jean, sigur. Și, da, uh, Queen Hemingway, Brâncuș, uh, dacă ai avea de ales o altă întrebare din seria uh, celor care mie îmi plac foarte mult, dacă ai avea de ales între două superputeri, uh, superputeri, cum ar fi, de exemplu, Um, să fie invizibilă sau să poți zbura. Ce ți-ai alege? Ah, cred că să fiu invizibilă pentru că a zbura eu sunt puțin fricoasă și am rău de înălțime. Ok. <laughs> și atunci mă sperie puțin ideea asta. Dar să fiu invizibilă poate să fie foarte interesant. Să vezi atâtea lucruri pe care mă normal nu le vezi. Pentru că nimeni nu se arată de fapt cum e. Și atunci să pătrunzi în universul fiecăruia și să vezi, de fapt, adevărata. Pe de altă parte, și riscant că ești să, să fii atât de singur, că dacă vezi că toți, nimeni nu o să-ți placă, pentru că nimeni nu e perfect. Toți avem defectele noastre, calitățile noastre și atunci, văzând atâtea lucruri despre un om pe care tu îl credeai altfel, și de fapt e așa cum e el, uh, devine, devine singurat. Dar poate să fie și invers. Poate să fie și invers, dar cam rar, invers. Poate nu, să e, fie și invers. Și de ajuns să se, să se întâmple o singură dată. Da, știi? Da, ai dreptate, da. Adică se Sunt poate și invers, foarte da? mulți oameni care. Nu se dezvăluie exact de fapt, calitățile din prima. Sunt mulți oameni care au calități pe care nu le vezi. Mai ales bine, în lumea actorilor, parcă treaba asta e mai des întâlnită, adică actorii sunt ceva mai direct, ceva, nu stau la, nu prea au Nu prea au așa, da, da. făcături, prefăcătorii. Adică dacă vorbești despre lumea business-ului, dacă vorbești cu oameni de afaceri, acolo multă e... Fațadă, știi? Da. E, la noi nu prea, pentru că dacă nu ești sincer, nu ești bun actor. Adică n-ai cum și probabil că se transferă ma, sunt persoane și persoane la o, adică nu... Dar de regulă sunt destul de direcți actorii. Vezi, eu n-am trăit nicio poveste de iubire cu vreun coleg de meu. Tot timpul pentru mine actorii au fost frații mei. Știi? Dar am avut, sigur că îmi plăceau ca aia, dar cum îți e drag de un frate, știi? Îți iau ce frumos e. Mergeam în turnee, nu mai erau spații unde să ne dezbrăcăm. Ne dezbrăcam la un loc acolo, când schimbam de costume, de alea. De că nu mai aveam taine. Iubirea există în, în iară, trebuie să aibă și puțin mister. Ori dacă noi știam și cum mâncam pe balea, cum mă făceam așa, cum opream autobuzul să facem pipi după mă, autobuz, noaptea prin porumbi, cum, adică ce să mai te duci acasă cu el? Corect. Nu mai, cel puțin eu, că altfel sunt cupluri foarte reușite de actori amândoi. Plus că am avut senzația tot timpul că există o concurență între ei care e mai bun, care e mai... Chiar că nu am că cu unele, unei femei, un bărbat, deci nu poți juca același lucru. De există chestia de faimă. deci mai faimos, eu sunt mai puțin faim. Cred, nu știu. Ok. N-am... e în mintea mea lucrul ăsta. nu știu să-ți să spun singura experiență de genul ăsta atunci când am Jucat pe scenă a fost la un musical și nu aveam niciun fel de treabă, am jucat cu Temișan, cu Jojo, cu... am făcut un musical acum vreo 400 de ani. nu <fie> <fie> două luni. Exact. Uh, și atunci, nu știu, că muncești mult uh, la gen, pe, de, de genul echipă, adică când trag cu toții la aceeași căruță, Parcă nu prea sunt, n-am avut rahaturi Nu, nu, nu m-a deranjat că ăla avea era rol comun, principal că nu, ăla avea... nu, nici eu n-am avut asta Deși eu cred că există lucrurile astea Sunt convins că există, există Dar n-am Că eu să-mi să duc la capăt bucata mea cum trebuie Pentru că altfel nici pata nu duci la capăt Stai cu frustrarea asta în suflet Te uiți în grădina lui ăla Zirea aia pe dacă eram eu cum făceam Uite la asta cum face să fi fost alături lumea Nici partea de treaba ta nu te ocupi, nici în locul lui nu vei ajunge. Deci, e o chestie care este o risipă de energie, aiurea. Hai, asta e viața. Viața e dură, nu este. Și e dură pentru toată lumea. Pentru toată adică... lumea, adică nu ne mângâie pe creștet pe toți, ne mângâie din când în când. O singură. O dacă pot spune, am invidiat, că nu știu, e prea mult spus invidiat. M-a durut că n-am și o parte de asta, de exemplu, din facultate, de când am dat admitere. Aveam colege, băi, care le ieșea din prima totul. Bă, dădea un casting, reușeau. Prima au rolul cu tare. Băi, eu trebuia să muncesc și să iau întâi peste bot. Bine, până mă trezeam, la un moment dat dădeam castinguri și mi-aduc aminte că era sărbătoare dacă reușeam la unul. Deci n-am fost o, cum să spun, o răsfățată a sorții. Eu am clădit cărămidă cu cărămidă, luni pumnii în față și mm. Dar în clipa când am pus piciorul, nu m-a mai putut clinti nimeni. Dar nu a fost ușor. Mă uitam, sigur că la fel de ușor pierdeau e ca la bani. Ei câștigat ușor, ușor îi cheltui. Ei câștigat cu muncă și sudoare, nu prea îți vine la îndemână să dai cu ei de a zvârlita. Îi altfel. Corect. De aia ea, în străinătate bogătani își pun copiii la muncă. Pentru că să prețuiască banul, că dacă el primește de la taică sau așa cum fac ai noștri, atunci niciodată nu Îi va risipi munca lui taică sau și a generațiilor. Am avut uh, în Austria, mergeam destul de des acolo, că l aveam pe Gogu, pe bunica mea care te lecții de tenis, uh, mă rog, era antrenor de tenis, și când mergeam uh, în uh, Austria și în vacanță la, la bunica mea, uh, eu jucând de performanță trebuia să îngăsesc parteneri de antrenament. Și unul dintre ei era un băiat de stomatolog sau, mă rog, avea o clinică stomatologică ceva de genul Păcun ăsta. Cu bani. Era multimilionar. Călapă. Și taică-su îl trimitea, nu oriunde la muncă, ci îl trimitea pe șantier. Greu. Da. Deci vrei să, să înțelegi cam cum funcționează lucrurile în viață, să vezi ce înseamnă muncă ușoară, muncă grea exact. și cum se face bani. Și la vremea respectivă mă gândeam... Erai mirat, ce, ce revoltat. Căcat, ce tată ce da. ne da. simți. Da. da. Bine, acum și eu dacă încerc să-i fac chestia asta lui fii, nu știu dacă am... Tăria. Tăria, nu, eu aș avea. Altcineva n-ar avea, Hai. dar mă rog. O uh... convinci. O bat. Sigur, nu o bat. Ca <laughs> pe Zambila. Exact. <laughs> da. Uh, educația e o chestie foarte. Nu e ușor să fii tată Mamă, nu e ușor. Știu ce înseamnă pentru că n eu l am crescut pe fiul meu singură de când avea 14 ani și a murit lui. Și deja sunt emoționată pentru că joia viitoare, joia, acum vine din state, în vacanță. Și uh, n-a fost ușor să fiu și tată și mamă. Apropo de faptul că viața n-a fost foarte cu mine așa, adică mi-a dat de trecut prin chestii. Și din fericire, deci că există și o compensație, Dumnezeu face un echilibru în tot. Nu numai ea, mai știe să-și ofere. Și mi-a dat un copil extrem de bun și de serios și e cel mai bun prieten al meu de, din totdeauna, de când era puști. Am avut, avem o relație absolut specială. Câți ani are acum? 40. Mulțumesc. E profesor universitar în Statele Unite și... Dar loc așa, urmat drumul acolo, eu nu m-am opus, nu... Pare rău că n-are un copil ca să fiu și o bunică să trăiesc acest sentiment, dar pe de altă parte mi-am dat seama că viața de imigrant e foarte grea. Până a obținut cetățenia, până toate astea, soția lui, cât a făcut el o doctorat acolo, n-a avut voie să muncească, pentru că îl expulza pe amândoi, era interzis dar am, am o noră absolut minunată că s-a sacrificat pur și simplu și a stat în spatele lui până s-a a terminat el studii și toate astea pentru că le E am americană? Nu, 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 am plecat căsătorit de aici, dar și munca. bine au făcut. Yeah. Da, absolut minunată o fată de la călăraș, dintr-o familie simplă, dar de un bun simț și de o frumusețe interioară absolut extraordinară. E mare lucru, soacră, ai, să spună așa ceva o despre... Ador. O ador! Suferească Dumnezeu pe fii să o supere, nu... Ok. <laughs> da, un copil foarte frumos. Și pare rău că amândoi sunt frumos și fizic și intelectual să nu aduce un pui, știi, din... Uh... Dar îți spune greu, de exemplu, ei dacă iar face un copil, adică ne dau trei luni de zile, atât, după ce ai născut. După care trebuie să te duci la da, job. Te da. Dacă da. nu te duci, îl pierzi. Ori n-am niciun ajutor de nicăieri, nu-i ca aici o mamă, o bunică, o ceva. Și ai stai doi ani și plătiți, acolo nu. Plus la Andrei mă uit, vacanțele, deci la universitate, vacanța mare, nu e plătită. Adică tu trebuie să aduni din timpul anului ca cele două luni sau trei luni, cât lipsești de vară, să-ți ajungă, pentru că pe perioada aia nu primești salariu. A, poți primi dacă faci cursuri de vară, stai acolo și sunt activități, dar el e nebunit să vină în România. Nu, deci că. Da. da la fel, nu e să... chiar așa America de. Pe păi și nu e angajat, să înțeleg? Da. da. Păi asta zic că e paradoxul. Păi dacă e profesor, univ... chiar o universitate de stat. Dar asta e regula la ei, în învățământ. Da, bine. La antrenorii de tenis din Germania, în anumite situații, la primul contract pe care l-am avut, era fix la fel. Da, De angajat și pe. Pe timpul verii, sau când era vacanță, trebuia să îngăsesc găsesc de lucru, așa cum ai spus tu, să fac niște evenimente, ceva, nu știu. Ce ca să justifici? Ca să mai pot să fac un bani, pentru că în da, da, perioada da. aia nu. Ei, acum ei sunt destul de bine plătiți, profesorii universitari, și poate să-i ajungă, știi, dacă pe perioada aia că nu e chiar o problemă. Mm. Dacă ai idee ca sistem. Da, pe păi despre asta era ca sistem. vorba. sistem. Da, deci e foarte greu să. Na, ce să zic? Deci ți-ai dorit să devii bunica O, oh, da, o, da, oh, da. Poate nu interziu, eu știu. Nu știu, trăim și niște vremuri atât de ciudate și... Aia e totul de... vorba despre Nu-mi place bani, cum despre... arată omenirea, cum poate deveni omenirea. De ce, cum o vezi? Peste 10 ani, de exemplu. Nu văd nimic peste 10 ani. Adică da, Hai, nu... mama, Zulfina, zi acolo, a scoate nu acolo. <laughs> nu pot să văd nimic bine, ca să zic așa. Nu știu, sunt ca tot omul de pe planetă, cred. Sunt debusolată, nu mai înțeleg nimic. Nu mai există sistem valoric, nu mai există repere, nu mai știi pe ce să te bazezi azi, că nu știi ce se întâmplă mâine, nu poți să-ți faci planuri pe termen mai lung, te gândești la o vacanță, dar nu știi dacă peste o lună nu mai poți face. Adică trăim în corzi, în amenințe. Mă pare rău că la pătrânețe trebuie să am parte de o asemenea stare aș fi vrut să plec în alt univers mai liniștită și mai... să mă bucur de vârsta asta, de înțelepciunea care o am, de lucrurile care mi le poate oferi frumoase vârsta, nu de gringolada asta. Locuiești în București, nu? Da. Da. Întreb, nu zic că eu am soluția, dar mă gândesc la faptul că, uite, m-a făcut Carmen, de exemplu. Ea și-a găsit o căsuță undeva pe lângă Ploiești, nu? Unde cred că viața nu are același ritm ca în București. Într-adevăr, București, dacă nu... Dacă vrei liniște aici, nu, nu, cred că se poate. Nu de liniște mă plâng. Nu despre asta e vorba. Pentru că eu, de exemplu, am un apartament foarte frumos care este fix pe malul lacului Iore. Adică lângă parc. Okay. Ies din bloc, într-un parc. Deci e liniște. Apartamentul domnului se pe parc, ascult păsărele, vin... Uh, crocobaurii ăștia care pescărușii și îmi cu ciocul în geamă, uh, geam, adică nu... Atunci n-am înțeles eu nu exact de, ce ai vrut să spui, hai da, să vedem. Uh, vorbesc de partea psihologică a lucrurilor, pentru că tu trăiești într-un univers, într-o lume, tu nu trăiești singur, cu liniștea ta. Tu, ca să-ți fie bine, trebuie să împărtășești acest lucru cu cei din jur. Și dacă tot în jur nu mai este cum, e, mă rog, cum era, că nici, poate nu era foarte bine nici până acum, dar existau niște lucruri pe care te poți baza. Pe când acum ele nu mai există. Niște repere, niște lucruri. Și atunci ești debusolat. Când ești tânăr, poate nu e atât de în serios și poți surmonta cu mai multă ușurință starea asta. Dacă te ajungi la o vârstă, lucrurile capătă altă dimensiune. Te gândești în primul rând că nu mai ai timp să schimbi mare lucru. Vorbeai de o casă la țară. Eu sunt singură. Nu sunt în stare să am grijă de ea. Eu am o casă de vacanță în Ceaclău, rămasă de la bunica mea. Dacă n-ar fi fratele meu acolo, care a fost pilot pe miguri și ei se pensionează repede și -au, a construit, și-a făcut uh, turism agro și are grijă și de casa mea de acolo, păi nici de aia nu puteam să mă bucur. Eu cum am vara liber, eu fug acolo, e oaza mea. Deci știu ce înseamnă și statul așa. Ori eu nu sunt în stare, nu mai am puterea din tinerețe. Și când te referi la repere, la, când zici repere, la ce te referi? Repere de valoare, de corectitudine dintre oameni, de frumusețe interioară a omului, de încredere în om, de cât te poți baza pe omul ăla, că cuvântul e cuvânt, că, nu știu, multe, s-a schimbat lumea, e alunecoasă, nu mai știi cine să ai încredere, ei, ei palme tot timpul am o, o, stare de neliniște și de îngrijorare pentru tânăra generație. Să spun, mi plac oamenii tineri foarte tare și spui nădejdea în ei. Sigur că nu toți sunt de extrem unii, extrem de serioși și de capabili și asta. Cum ar fi Vlad, de exemplu. Da. De exemplu, mi-e e frică să nu plece, tot timpul mi-e e frică, deși fiul meu a fost unul din ei. Dar el este istoric, el este ce face România cu arheologia. Steve, face cercetare. Fac... Deci risca să un om cu atâtea calități... Să mă de foame în România. Nu numai de a, -a, a muri de foame, dar de neîmplinire. De neîmplinire profesională și de faptul că, uite, el a făcut șase ani de doctorat. Este egal cu unul care a luat doctoratul pe doi ani maxim în România și a mai dat și niște euro și tot doctor în știință se cheamă. O nu se compară. Ce cărți a publicat, ce articole, ce cercetare a făcut. El, din punct de vedere profesional, el e foarte împlinit. Ori e foarte important în viață să te duci la servici cu drag. Să te duci cu plăcere de a n-aș face altă meserie. Când am spectacol, înfloresc. Adică să fii împlinit, să fii mulțumit cu tine te duci, aoleu, mâine iar mă duc la servici. Vai de capul meu, să distrug. Chiar unde mai Trebuie e? să stau opt ore. mi a spus acolo. de gaițele la telefon. A, da. Da. Și uh, vreau să vin să-l văd și eu pentru da, că da, joacă, da, da. joci împreună cu Carmen Tănase, Adriana Trandafir, Maia Morgenstern, Maia Morgenstern uh, și l-ați jucat la Teatrul Național, urmează să l jucați în continuare la Da, Teatru da, Național. da, avem în iunie acum, cred că 27 să mă uit în program așa, și mai pe 5 Și iulie. acolo îl jucați în mod regulat. Da, cam da, cam o dată de două ori pe lună, da, restul o țară. Este un spectacol nu aparține unui teatru, este un spectacol independent, creat de uh, o companie care se numește Cortina, cu un im un impresar absolut extraordinar. Dacă găsesc linkuri, fraților. O să, o să le pun la descriere să vedeți și voi măcar un trailer, nu știu dacă există, dar bănuiesc că ar trebui Prima să fie niște imagini. Și o să le pun la descriere, așa că să vă uitați acolo să vedeți <coughs> despre ce este vorba. Eu n-am văzut piesa încă, dar o o să aștept. O să te invit. Abia să te aștept. invităm. Da. Că sunt fetele tale acolo. Exact! O să fiu în Dar de mult fetele mult succes mele. și îmi dau seama și mergând prin țară și asta. Câte nevoie au oamenii să râdă. Este o comedie scrisă perfect, de Chirițescu, care se joacă aproape singură, deci fără cusur, scrisă. Uh, și noi jucăm cu foarte multă bucurie, îți dai seama. Uh, la teatru, din păcate, și fiind și pandemia asta, nu m-am mai n-am -am intrat în ceva nou la teatru meu. Oricum, sunt la pensie. E o stare bună, și asta de pensie, în sensul că nu ești obligat dacă nu vrei să joci un rol sau. Să mai muncești chiar sau poți să alegi din ce ți se propune și în teatru și film și peste tot. Dacă uh, pentru că nu mai ai chiar atâta putere să le faci pe toate. Nici nu sunt roaba muncii până acolo. Sigur mă împlinește îmi face bine îmi face bine să socializez îmi face bine că am ce face. Mă duc în not alea citesc dar Trebuie să faci ceva din meseria ta, pentru că există riscul de a te o dinăuntru. Asta e o meserie, una din puținele meserii în care suferi dacă nu muncești. Devine fericit dacă nu muncești. Sunt actori care nu sunt distribuiți și sunt nefericiți. Unii se aruncă în alcool, alții... și te de ce domne? Uite de aia. Are un gol, s-a creat un gol în el în care nu poate fi umplut decât cu această muncă, dacă nu îi găsești surogate și de-aia se ajunge la tot felul de chestii. Uh, sigur că există și o parte periculoasă a succesului. Nu toată lumea știe să facă față succesului mare. Există și acolo riscul de alneca Îți trebuie o anumită tărie și discernământ. Ori ai un partener de viață care știe să te și tu să-l asculți, Știe să-ți atragă atenția? Pentru că gândește la Aurelian Andreescu, la toți ăștia mari, care, după spectacol, toată lumea le invita la restaurant, toată lumea îi dădea să bea, nimeni să mănânce. Înțelegi? Adică chestii din astea de a fi gloriei, trebuie să știi să-i faci față. De-aia, mai puțin la noi de afară, mulți recu la droguri, la chestii, cântăreți mari care au sfârșit. Deci există, e o chestie foarte delicată care tot timpul, succesul și succesul, E pe muche de cuțit. Nu știi cum e mai bine. Bine ar fi să ai momente de succes bine ar fi să mai ieși peste bot. Să mai, te, mai dai și un rateu ca să îți revii. Și Pentru că mă. suntem oameni nu toți suntem puternici pe dinăuntru. Suntem și mai ales actorii sunt din cauza sensibilității speciale noastre pe care de aia putem face meseria asta. Că un contabil nu poate face asta. N-am nimic, e Doamne Ferește, avem mare nevoie de ei. Fiecare la locul lui. Dar e o sensibilitate altfel și suntem foarte fragili. de -aia trebuie să fim ocrotiți, de -aia trebuie să aibă grijă de noi. Suntem ca niște copii mari care trebuie ocrotiți. De-aia știi când Jacques Prever spunea despre actori că sunt copiii de duminică ai societății. Copiii de duminică, duminica toată lumea îmbrăcată frumos, tot mai veselă, toată lumea adică și întotdeauna cetatea trebuie să o ocrotească și să aibă grijă de ei. Nu m-am bucurat de acest lucru nici în timpul comunismului, nici, mă refer la autorități, acum nici atât, dar avem iubirea publicului. Ceea ce, de fapt, despre asta e vorba. Dacă da, bine, puteai afară... să te iubească autoritățile, să ai niște pensii în cesarea lui. dacă publicul nu te place și nu te iubește, e degeaba. Te se compensează într-un fel. Că mă uit și la seriale și la asta, mă uit pe scenă la aplauze, cât sunt de. Noi suntem fericiți, e la, la fel. Momentul ăla care este unic, ăla te pleci acasă plin de, de munca ta, de bucuria care ai împărtășit-o și pe care ai primit-o și tu la rândul tău. Și dacă e mai ai ceva ceva, plic acolo este. Ești și mai e și perfect. Nici e, nu e, trebuie mai exact. mult. Acolo încă să trăiești decent. Și atunci e un schimb energetic extraordinar de eu nu cred în teatru online. Filmul încă mai poate transmite emoție. Dar contactul ăsta de teatru, de-aia teatru da, asta, asta este e, absolut uluitor. Teatru este cu totul altceva decât filmul. S-a luat, luat în discuție chestia asta cu teatru online? sau de, de, de ce zici că nu crezi în el? Păi, nu că s-a luat, s-a practicat în perioada pandemiei. Da, a fost o soluție așa de avarie. De... Da, dar nu cred că a fost pe gustul cuiva. La modul ăsta nu de cred bine, că nu. Eu nu pot să mă uit, adică nu com, am cum să compar experiența pe care o trăiesc din fotoriu uitându-mă la o piesă de teatru sau din sală. Adică e, nu, nu e acela, o diferență chestii, de la cer la pământ. E o chestie rece, nu ajunge la inima ta, zic eu. Poate sunt subiectivă că sunt dinăuntru. Nu, 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 nu cred. Nu, eu ca spectator, că vorbesc ca spectator cineva, acum, da. că nu, nu, nu. cred -am că avut. spun că există o căldură, un simț de energie acolo care nu e același lucru ca și cu cartea, când o citești, știi, să răspoiești, să miroase într-un fel, să pui, pui un semn, o pui sau, de o parte, să te uiți la film. sau să te citești pe rece, pe ăsta, pe calculator, cartea respectivă. Parcă îți vorbește, tu nu uita că e da. făcută din lemn, lemnul e o chestie vie. te o casă în care ai bârne de lemn, e făcut din lemn, e o chestie vie, piatra e o chestie vie, are o energie a lui, e viu ăsta, știi? Uh, așa e și cu cartea. Nu, nu, se compară lucrurile astea. Sigur că ăștia mici care fac așa acum, uh, ei se vor adapta pentru că nu știu altceva. Exact. Și atunci neștiind alternativa, ne trăind-o de fapt, că teoretic poți să o știi, dar ne trăind-o și neavând experiența traiului acestui lucru, n-ai termen de comparație foarte tare. Eu la vârsta mea am. Și tu ai, și noi am prins și alte premii. Filmul de exemplu, nu știe ce la un telefon. Mă întreba cum formez tata la asta, de la cu furcă. Da, 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 da. Unde sunt tastele? Da, da, da. Facem. Unde pun degetul? Exact. Da. Este firesc să fie așa. Cum îl bagi stă? în buzunar și pleci cu el la mol? Păi, da, da, da. Pui cum. Exact. Da, adică trebuie înțeles lucrul ăsta. Lumea nu stă pe loc. Da, nu. Noi lumea suntem se schimbă. pentru că suntem contemporani cu. Am fost contemporani cu un anumit stil. Acum ne adaptăm, am adaptat. Știu, și da, bine, eu. noi am prins și vremurile alea și prindem și vremurile da, Adică a fost așa, undeva între, știți? Exact. Acolo a început pe undeva. Dar trebuie să ne adaptăm. Eu mai greu, voi mai mult mai repede. Dar m-am adaptat. Dau pe calculator, fac, scriu. Nu deci mama are Facebook. Nu mă așteptam că mama să aibă vreodată Facebook. Știi? A. Adică și mama și... Uh verișoara lui mama. Trebuie să, trebuie să ținem pasul. Că altfel ești exclus. Da. Și plus că pleci din țară, mai pleci colo, colo. Dacă totul este pe telefonul ăsta și orientarea așa, alea, așa, alea, le găsești, le. trebuie să ți mai ajunge să plătești cu ceasul. Pe bune, cine ți-ar fi gândit tu la un moment seama. dat că poți plăti cu ceasul? Tu îți dai seama. Asta e minunat. Unde va duce, nu știu. Apropo de asta cu plata și cu ceasul, uh, o penultima întrebare. Dacă ar fi să ai mai mult timp sau bani, ce ai alege? Bani sau timp? Oh. Dacă aș avea mai mult timp sau bani? Da, nu. Ce timp se oferă? La ce modul. La timp? modul timp? timp de viață, de lungimea vieții? Da, în general, sau să timp ai liber. timp. Să ai un, un săculeț cu. Să mai mult sau. Cum? Să trăiești mai mult, să ai mai mult timp liber, să nu știu, cum vrei tu să o iei. Faci ce e vrei cu timpul ăla, poți, poți să, poți să ți-l adaugi un Aș cum vrei. prefera și una și alta. Păi n ai voie <laughs> să atlegi decât una singură. Dar um, cred că aș alege timpul, pentru că sunt o persoană curioasă și vreau să văd ce se mai întâmplă. Așa, nu sigur, satisfaci toate alea, Știi că poți să te plictisești de chestia asta? De care chestie? Având bani și făcând orice cu ei. Uite, de exemplu, eu mă uit la mine. Acum am bani să trăiesc decent. Pot să călătoresc, pot să aia. Dar... Da, da, e mare lucru. Da, dar... Uh, nu mai am sănătatea care am avut-o. Deci pot să-mi permit, dar nu mai pot. Nu mai pot să mă duc să umblu kilometri întregi am probleme cu genunchii, nu mai pot să... Deci va trebui, a trebuit să renunț la atâtea de nu e, nu e normal și mai revoltă, nu e echitabil. Adică când a fost tânără, frumoasă, splendidă, alea, uh, eram era săracă lipită. Și nu puteam să-mi permit, plus că era comunismul și nu puteai. Acum când pot și sunt și la pensie și deci am și timp cum ar veni, nu mai mă ține puterea atât de tare. Și asta, cum să spun, nu că mă întristează, că pot să mă duc într-o croazieră. Exact, la croazieră mă gândeam. Am și acolo. fost, nu e problema, dar nu mai pot să fac, să mă duc, de exemplu, n-am fost în Ierusalim. Să mă duc să merg până în sus pe Gorgu. N-am fost, în visez să mă duc, mie mi îmi place lumea arabă mult. Și n-am fost uh, în Iordania. Pentru că e de mers să faci un circuit, că nu te duci să vezi Petra așa. să faci un circuit, să vezi lumea aia. Bă, nu știu, na. Ce să zic? Eu sunt moartă după deșert, de exemplu. Mă fascinează deșertul. Unde mă duc într-o țară din asta, dacă nu fac și safari în deșert, am venit, m-am dus degeaba. Uh, mi-ar fi frică. Păi era un plec de nebună singură. Ai luat, de sigur, organizat, nu, Ce se poate întâmpla dacă vine un cal pe un scorpion Ei, de la nenorocit? scorpion, dacă te duci de scurs, acolo. Ok. Am ajuns la final, draga mea. A, deja. Da, mai am o ultima întrebare și uh, aceea ar fi uh, ai fi vrut să-ți pun vreo întrebare și nu ți-am adresat tu... nu, nu, știu, tu... hai să o luăm altfel atunci. Uh. Uh, a fost vreodată vreo întrebare la care ți-ai fi dorit să răspunzi, dar nimeni nu ți-a nu vine să zic ți-a pus-o, că sună dubios. <laughs> 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 nimeni nu te-a întrebat? Exact. <laughs> nu, nu, nu pot să zic lucrul ăsta, că am trăjit. Că dacă într-adevăr aveam, îi spuneam. Și Dumnezeu, treabă-mă de chestia aia, că îmi place să vorbesc despre ea. Da, nu. Nici eu n-am gândit. Mă pliez pe interlocutor. Nu am Ce niciun am. fel de... Cum să spun... Îmi plac mult prieteniile și prieteniile adevărate, de-aia țin la o întâlnire între noi. <fie> <fie> și am văzut că în perioada asta, din păcate, și prieteniile s-au răcit multele. Pe el fugă Sau, asta după bani, din păcate. Și nu prea ne așteaptă nimic frumos, dar mergem înainte. Pui de nu trebuie Știi măcar să... să, ne, să ne vedem de bucățica noastră, cred că ar de bucățica fi... bucățica noastră și mai e ceva, să ținem aproape. Eu, dacă mă simt singur într-o seară ce te sun. Și zic, mă, hai să stăm puțin la șuietă, că nu e bine. Hai să vorbim ce vrei tu așa, știi? Că mă simt singură, să știu și eu cum. Și tu să fii dispus, poate, să renunți să te duci la supermarket, și să stai de vorbă cu mine 10 minute. Cam greu ziua de astăzi. Ei, despre asta ai disponibilitatea interioară Am să faci lucrul sau nu? să spui mai de sau Nu? Da. Nu, în ziua de azi dacă... Să-ți că că ai... să ajuți un om recunosc că sunt eu oarecum vinovat de, dacă îmi venea cineva, cărca pragul sau îmi suna direct la sunerie fără să mă sune sau ceva a, de nu, genul ăsta nu se face, e o chestie de politețe nu nu face așa ceva, la da, telefon dar mă refer când eram copii nu aveam o, o problemă nu, cu nu, sau eram mai tineri, eu mă bucuram dacă venea cineva și suna la sunerie nu, și -a ce faci mă, care mai e treaba nici la interfon dacă sună cineva jos. sau dacă mă sună pe telefon și nu mi trimite WhatsApp, știi, adică ar trebui ce să întâi mesaj, nu mă suni că am treabă da, s-au da. schimbat vremurile S-au schimbat, asta nu înseamnă că ne și place întotdeauna Dar uh, nu s-au schimbat degeaba zic. Am, uh, am înaintat în vârstă frumos Cu toții oh, să sperăm da, că Da, da, da Și îți mai spun ceva Nu pare rău De nimic din ce am făcut Nici de greșelile pe care le-am făcut Nici de lucrurile bune pe care le-am făcut Sau binele pe care le-am făcut și nu l am primit înapoi Sau... Uh, recunoștința floră rară și de mult am învățat să nu aștept nimic când fac un lucru pentru cineva. De mult m-am obișnuit cu acest gând și atunci orizontul de așteptare e mult mai suportabil în clipa când nu, nu ai așteptări prea mari. Totuși să ne mulțumim nu neapărat cu ce avem, să ne mulțumim că răsare soarele, că îl vedem, că nu ești pe pat un spital, că bă, sunt flori în jurul tău, să fii atent să le vezi, să vezi copaci, să vezi, să nu sunt numai atâtea flori, lucruri și, de văzut. Noi nu vedem de multe oameni, ori oameni. Exact, asta e Tu probleme. știi că mie, de exemplu, de fiecare dată când filmam mai ales, mie nu-mi plăcea să merg cu mașina. mie mi plăcea să merg cu tramvaiul, bă, să mă uit la oameni. Modelele nu ți le ei din mașina. Ta. Bine, de multe ori nu-i vedem nici pe cei de lângă noi. Da, asta e, mă rog, altă poveste. Dar mie îmi plăcea să-mi iau modele de oameni, la gesturi, mă uit la ea. Văd o femeie care una beată, care îți zice pe tot. Bă, când fac un rol din asta? Uite cum stă, uite cum faci, intru în vorbă cu ea. Băi, tu știi câte poți să înveți? Și așa faci un lucru adevărat și credibil. Păi dacă îl faci numai cum ți-l imaginezi... profesional la tine, crede. asta e ne trimitea... de asta sunt frumoși actorii. Da. Și cred că de asta ne-ar fi făcut bine și nouă să trecem. ne punea de Mrădulescu să mergem pe studenți, să mergem în parc, să mergem într-o lebuși când venea. cei oameni interesanți ai văzut azi? povestește fă spune mi făi povestea. Spunem trecutul lui, spunem viitorul lui, spune ce probleme are. Și atunci imaginația ta începea să umble. Așa, acum, nu, nu, se mai face chestia asta. de -aia zic să se transformă în plăcere în asta și a studia. Pentru că au fost din primii ani lucrurile astea. Ele s-au clădit în timp. Nu că am eu o chestie, Gina Roger, că uite, am eu o chestie așa, cum mă uit la oameni. Nu. Ele au venit din în școală, întâi de toate. Corect. Ce mi-a plăcut să mult și mi-a mi plăcut foarte, foarte mult. Și te iubesc mult. Și eu te iubesc pe tine, m-a văzut un Iartă-mă pentru tot ce ți am făcut. Lasă, mamă, că ești iertat. Să ținem aproape. Să ne bucurăm unii de alții. Să mai facem filme. Că seriale se tot fac. Eu am înțeles că se mai fac. Da, să vedem. N-ar fi rău. Cum ne aduce viața din nou N-ar fi rău, mi-ar plăcea foarte tare să... Să mai jucăm împreună să, să mai jucăm alături de tine să să-mi fi vreun nepoțel pe care să-l captezi bine sau poate iubit. Cine știe o <laughs> mii de mulțumiri. Da mulțumesc frumos și o să mulțumesc că m ai invitat puiule și, uh, și uh, da, să-ți dea Dumnezeu să se întâmple totul așa cum îți dorești. Poate chiar să data viitoare când ne-am vedea eventual tot la pot ca să-mi spui că ești pe care să devii bunică. oh, ce bine ar fi. Ia, așa ți doresc. Oricum știi să trăiască, să trăiască familia. să ne trăiască familiile. Să te bucuri de ei și întâi de toate să fii iubit. Mulțumesc mult. Și de cei din jur și mai ales de al de sus. Să rămână la fel. Te îmbrățișez. Mersi. Vă pupăm. Ne vedem săptămâna viitoare cu premiera de cam de la aceeași oră, deși acum s-a făcut un pic mai cald afară, deci nu o să mai avem premierele duminica? Sau poate da?